Conform edilului, elevii din municipiul Suceava, dar și cei care dețin viză de flotant, vor beneficia de gratuitate la transportul public pe toată durata anului calendaristic, inclusiv în timpul vacanțelor. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a precizat că până luna trecută, municipalitatea a plătit 1,5 milioane de lei în contul gratuităților pentru elevi, iar până la finele anului, primăria urmează să mai aloce 827.250 de lei. În total, pentru asigurarea transportului gratuit se vor aloca 2,349 milioane de lei din bugetul Sucevei. Municipalitatea suceveană a achitat până acum costurile aferente și a solicitat recuperarea de la bugetul de stat. În cazul celor care fac naveta din alte localități, transportul se decontează de către Inspectoratul Școlar Județean. Da, discutăm de transport. Municipiul Suceava a plătit până în luna august inclusiv suma de 1.521.825 de lei pentru gratuități de transport la elevii din municipiul Suceava. Această sumă a plătit municipalitatea, deocamdată n-am primit niciun leu de la guvern. Așa e procedura, trebuie să vină în fonduri de TVA. Spun că sunt asemenea sume prinse în buget, la rectificarea de buget. Și mai stimăm că până la sfârșitul anului 827.250 pentru același lucru, pentru gratuitate la elevii care sunt în municipiul Suceava și ne referim la cei care au domiciliu în Suceava și care au viză de flotant în Suceava. Cei care fac navetă din alte orașe se decontează prin inspectoratul școlar. Este o procedură la data de 15 septembrie trebuie făcute demarate procedurile, ceruți banii, n-am făcut acest lucru, sper să ne vină banii la guvern, așa fel încât să putem merge mai departe cu aceste gratuități. Deci, ca totdeauna, primăria trebuie să dea prima dată banii. Noi am dat această sumă, deci total de estimare pentru transportul elevilor în acest an, 2.349.075 de lei.